Salutare Alva Gang și pe m-am regăsit la un nou videoclip de Clash Royale. Bun, altă viață, să mă vedeți mai bine. Bine, am regăsit la un nou episod de Clash Royale. Astăzi vom face un clip pentru că n-am mai făcut de ceva timp Clash. Și știu că vă place și seria aceasta, am zis să mai filmăm și astăzi, ghiciți ce vom face? Vom deschide mirificul, mirabolantul, incredibilul, Doamne ajută, Legendary King's Chest, bro. Pentru că deoarece fiindcă avem foarte multe gemsuri, am cumpărat o ofertă acum ceva zile și m-am decis să facem acest opening. Nu știu ce are lag Clash-ul când sunt pe pagina de shop, chiar nu înțeleg. Vedeți ce voi are lag? Dar uite la mini de la Clash, adică e ciudat, mă rog. Hai să deschidem acest Legendary King Chest. Și înainte să înceapă clipul și înainte să deschidem chestul, vreau să vă zic neapărat nu să apăsați cu toții butonul de like și să zicem cât mai multe like-uri la acest clip, să ajungă clipul cât mai departe, pentru că vreau să mai filmăm Clash în continuare, să facem cât mai multe clipuri, dar am nevoie de cât mai multă susținere din partea voastră, deci haideți să-i dăm drumul. O să plătim 2500 de gems, foarte multe gemuri după părerea mea, dar 4000 gold, în primul și în primul, începem cu 4000 gold, foarte puțin. Doamne ajută. Între goblin, clar goblin gang, what the fuck? Zap, bro. Vreau să fac zap-ul level mai mare. Hai să luăm racheta, fiindcă cu aia la altă nu joc. Hoarda sau ăsta? Sincer, eu nu joc hoarda. Da, hai să o luăm, pentru că poate facem level, cine știe. Exit colectorul sau Inferno Tower-ul? Hai Inferno Tower-ul, pentru că totuși te ajută să-l faci level up, poți să joci cu el. Și o să avem și legendare, ceea ce era clar, dar hai să luăm Bowler-ul dintre astea două, pentru că nu joc cu Cannon-ul. Cred că joc cu Bowler-ul mai mult. Și cred că poți să-l faci level 5. Cred că da, cred că poți să-l faci level 5. Ceea ce o să fie super. Și ca și legendare, cine pică? N-am mai Swizzard-ul, dar cu Inferno Dragon joc. Ah, nu e ok. N-am mai Suizu, dar cu Inferno Dragon nu joc în pachetul meu actual. Fuck. Ah, ce să aleg? Spuneți-mi, sfătuiți-mă. Ah, dar nu l-am, știi? Vreau Ice Wizu. Vreau Ice Wizu, bro. Bro, vreau Ice Wizu. Nu știu dacă am făcut bine ceea ce am făcut. Puteam să am prima carte din pachet level 1. Măcar am Ice Wizard-ul. Nu l-aveam, sincer. Bine, vreau Mega Knight-ul mai mult decât Ice Wizu, dar mă mulțumesc și cu dânsul. Cred că l-aș putea folosi și în pachetul actual, dacă stau un pic să mă gândesc. Mă refer să-l folosesc, nu știu în locul cărei cărți, dar cred că ar merge foarte bine în locul ăsteia. Sau în locul skeletor mulți. Nu? Nu știu, cred că ar merge, pentru că cred că ar merge, hai să încercăm. Nu știu, hai să ne luăm întâi și întâi card collectorul ăsta, ne mai dă niște bănuți aici. Și cu banii pe care îi avem, cred că putem să facem upgrade-uri, dar nu am ce upgrade să fac în momentul ăsta, de fapt. Poate doar să abadez Goblin Gang-ul, dar n-am nevoie de chestia asta, pentru că nu e în pachet și nici în jocul el. Deci hai să-i dăm battle, pentru că n-am mai dat de ceva timp un battle pe Clash Royale, mai ales pe canal n-am mai făcut chestia asta, deci m-am decis să facem astăzi clipul acesta în care să dăm un battle și să-mi sufă nasul. Nu, stop, trebuie să-mi sufă nasul, jur, nu știu de ce. Bun, să punem un Thumbstone aici. Ok, el o să facă aia. Cât face el aia, eu mă duc ham pe el, că n-am ce să fac. Mergem așa. No. Cea mai stupidă idee pe care o puteam avea, jur. Deci chiar cea mai stupidă idee pe care o puteam avea, nu știu ce a fost în capul meu de-am făcut. Nu mă așteptam să aibă... Adică am realizat că poate să aibă și din noi atât târziu. Hai să facem asta. Bă, măcar i-am spart golemul, ceea ce este extrem de important, sincer. Punem arrows.
Cum facem? Stați un pic că n-am idei. Pornim din spate cu un lava hound. Ăla dă mult damage? Puuu, cât dă, 70. Dă ceva. Mi-a dat destul de mult. Bun, facem asta. Ok, facem așa și mergem cu un balon. Nu știu dacă apucăm. Mergem și cu un balon din spate. N-am arrows, ceea ce m-ar fi ajutat enorm, dar nu le am. Dar măcar balonul ajunge la turn, ceea ce e super. Dă chiar două hituri. Bombă. O să folosim și Wiz în momentul ăsta. Nu, Wiz-ule, nu da pe aia. Arrows. Doamne, Wizardul meu cât de prost dădea pe golem. Eu nu vreau să dea pe golem. Fuck! Bun, fiți atenți, plecăm pe un push din nou. Facem așa. Eu deși n-am să... A, le-am dat, să spun, am uitat. Nu știam de ce n-am săgeți, dar le-am dat, mă rog. Bun, și o să trească să-i spargem repede turnul acum. Obligatoriu. Ceea ce vom reuși să facem, nu-i problemă. Punem Thumbstone-ul, punem Inferno Dragon-ul. Dăm săgețile. Iar am pus... Mă enervează lightning-ul lui. Este absolut enervant lightning-ul. Tombstone? Bun, mai punem un Inferno. Nu știu dacă reușim să facem 7 elixir. Nu, nu reușim, dar reușim să facem pentru balon cel puțin. Punem arrows. Le-am pus prost, deci mi se pare incredibil. Deci mi se pare incredibil ce mi se întâmplă, cât de prost a fost chestia aia. Bun, să punem și pe ăsta în spate. Nu, bro! Bă, ce distrus, mă enervează. Nu, no, n-am. Arrows, repede. No, urât. Ice Wizard. Thumbstone. Dacă reușim să ne menținem, suntem blană, dar da, da, cred că reușim. Momentan reușim. Mergem pe un Lava Hound. Și pe un balon trebuie. Punem arrows. Da, nu, că e egal. Da, e egal. Fiți când îl băteam, eu e egal. Ok, egalite Silvu Play, un match nașpa. Nu mi-a plăcut, ok, nu mi-a plăcut deloc. Nu știu, cred că m-ar fi ajutat. Dar de fapt ce am scos? Am scos coarda de schereți. E ok, de fapt. Mă dați mai demult cu un match, tipul avea cărți bune. Nu știu. Pui mei, hai să mai jucăm. Să mai jucăm să vedem ce facem. Pornim cu un Lava Hound în spate. Clarissimo vom face asta. Pe partea dreaptă, pe partea stângă, pentru că pe partea dreaptă are un wizard și nu suport cartea, este absolut incredibil de relevantă. Ok, o să-i scoatem wiz-ul cu ăla. Pune și un balon. No! Ok, e bine. E bine. Cât de cât. Deci m-a încetinit wiz-ul ăla, m-a spart. Ok, o să-i dau un loc. I-a dat mai mult de aici decât mi-a dat el. Am și Witch un caz de orice eu pregătit aici pentru miner, pentru mine țin Witch sau pentru Wiz, n-am de unde să știu încă. Bun, mai pregătesc un Lava Hound, dar doar la 10 elixir, pentru că altfel nu o să am elixir suficient. Bun. Aș vrea totuși să fac un deck cu pompă. Cred că deck-ul ăsta m-ar ajuta. A, apropo, am deck-ul ăsta de la Rafael. L-am furat lui Rafael. Nu știu dacă am apucat să vă zic. Hai și cu tine, fiindcă... Sunt spart doar din simplu fapt fiindcă are Wiz-ul ăla. Wiz-ul ăla o să mă bată rău de tot. Fapt deja o face. Da, sunt spart rău de tot, cum am și spus. Deci Wiz-ul ăla este extraordinar de puternic. Mi se pare stupid de puternic.
E ok că dă splash, asta este abilitatea lui. Dar bro, nu mi se pare ok ca Wizard să dea atâta damage. Na, ba da. Momentan e ok. Bun. Bă, noi ne-am descurcat. Nu. Mi-a dat urât. Nu vreau să... Nu vreau să dau acolo cel puțin. Uite cum mă complic cu meciurile astea proaste. Ok, bun. Plecăm din spate pe un lava hound. Trebuie să pun night twitch acolo, n-am de ales. Punem și un thumbstone. No, m-a spart. Da. Nu mă mai joc jocul ăsta în viața mea, este, este execrabil de prost. Deci nu-l mai suport. Deci mă bat ăștia cu Wiz-ul, de mă strică. Deci Wiz-ul este efectiv cantarul de culii meu și nu știu de ce pic doar cu player care au Wizard în deck, jur. Deci e incredibil, bun. Vă mulțumesc mult pe atenția acordată, sper că au locul de acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, eu ne vorbim la viitoare, fraților. Pa, pa.